Bine v-am găsit, dragi copii! Este ziua cea mai așteptată din an, ajunul Crăciunului. Și dacă ați terminat de împodobit bradul până vine moșul, vă invităm să luați părinții de mână și să ascultați o poveste. O poveste frumoasă care se numește Crăciun fericit, bunicule! În fiecare an de Crăciun scot din dulapul de sub scară cutia cu ornamente de pom. Tot în ea se află și jurnalul pe care l-am ținut când eram mică. Pe copertă, pe care am desenat zeci de margarete de toate culorile, scrie jurnalul Miei. Nu deschide. Iau de fiecare dată jurnalul și-l ascund printre crengile de la baza pomului, niciodată prea adânc, căci n-ar avea rost. Toată lumea știe că e acolo, pentru că nu lipsește niciodată și știe și de ce e acolo și îngrămădește toate cadourile în jurul lui. Copiii și toți membrii familiei noastre știu că în jurnalele acestea se păstrează cu grijă ceva anume. O scrisoare pe care mi-a scris-o bunicul, iar cititul cu voce tare al acestei scrisori, după ce am despachetat toate cadourile, face parte din tradiția de Crăciun a familiei noastre, la fel de mult ca tortul și colindele. Nu doar eu, ci și toți ceilalți știu pe de rost fragmente din scrisoarea bunicului și uneori recită împreună cu mine în timp ce o citesc. Iată ce mi-a scris bunicul. Pentru nepoțica mea, Mia, de la bunicul ei. Scumpa și micuța mea, Mia. Anul acesta, în locul unei felicitări, din care o să primești o mulțime, și în loc de cadou, din care iar ai să primești o mulțime, îți trimit de Crăciun o scrisoare. O scrisoare de la bunicul tău. Poate nu sună nemaipomenit, dar cel puțin o să fie altceva. Poți să o faci gemotoc dacă vrei, deși eu nu cred că ai să o mototolești. Iartă-mi scrisul cam tremurat. Îți amintești? Săptămâna trecută cum m-ai ajutat în grădina de legume? Mă durea spatele așa că ai săpat tu în locul meu și de fiecare dată când găseai o râmă, te opreai să-mi o arăți. Eu îți spuneam să ai grijă de ele, pentru că râmele sunt prietenele noastre, sunt bune pentru sol, ne ajută să creștem legumele, iar mierlele și sturzii au și ei nevoie de ele. Dar tu nu mă ascultai, erai prea absorbită de fiecare râmă pe care o ridicai, râzând între degete să-mi o arăți. Stăteam și mă uitam la tine, cu creionul în mână. Făceam o listă cu semințele pe care aveam nevoie să le plantăm în grădină. Semințe de bob, preferatul meu, de porumb dulce, preferatul tău, de cartofi din soruiul acela pe care bunica îl consideră cel mai bun pentru copt, apoi semințe de mac și de gețel, fiindcă fluturii și albinele sunt pur și simplu îndrăgostite de florile acestea. Privindu-te cu un sap fericită cu lopățica și murmuri în același timp ceva în surdină, inima mi s-a umplut de dragoste pentru tine, Mia, și am vrut să-ți scriu această scrisoare pentru că îți doresc atât de multe în viață. Îmi plac tare mult zilele când vii cu mine în grădină. Îmi place cât de încântată ești de toate, de viermișorul pe care îl ții zvârcolindu-se între degete, de sturzul pe care tot tu îl numești mierlă. E de ajuns să te văd acolo, săpând în pământul fertil, plină de toată bucuria vieții și inima mi se umple de fericire și de speranță. A fost apoi clipa când ai găsit broscuța și ai venit în fugă să mi-o arăți în mâinile căuș. Ne-am uitat după ea cum țopăie înapoi în iarba înaltă, pe urmă tu te-ai întors țopăind la săpat. Ai văzut cumva vreodată, Mia, o imagine a noastră a pământului nostru din spațiu? Suntem o mărge albastră, strălucitoare, care se rotește în infinit, o fărâmă de viață clipind în univers. Și totuși, într-o zi, dacă nu avem grijă de el, bunul nostru pământ va fi la fel de arid și de lipsit de viață ca luna. Căci viața acestei lumi e la fel de fragilă ca tine sau ca mine, ca arborii din jur, ca fluturii, albinele și păsările, ca râmele și broscuțele, ca plantele. Dacă există ceva ce am învățat cu siguranță în lunga mea viață, am 73 de ani, Mia, chiar sunt bătrân, este că pământul e o ființă vie care respiră și noi nu mai avem voie să-l rănim. Căci îl epuizăm treptat, murdărindu-i aerul și mările, transformându-ți scatul într-o groapă de gunoi, iar oceanele în canalizări, îngropându-i vietățile într-un cimitir. Trebuie să învățăm să iubim din nou pământul, să-l iubim la fel de mult cât te iubesc eu pe tine și tu pe mine, căci și tu și eu facem parte din această planetă vie, din marea familie a pământului și suntem în același timp păzitorii ei. Așa că îți doresc, Mia, ție și tuturor copiilor din lume,
o lume nouă, fără războaie și deșeuri, unde copiii ca tine să poată trage în piept aer bun și curat și să poată bea apă limpede, cristalină, un timp nou, când vom putea să creștem și să mâncăm numai cât ne trebuie, nu mai mult, când vom învăța să împărțim tot ce avem, pentru ca nimeni să nu mai sufere vreodată de foame nicăieri în lume. Îți doresc o lume în care niciun copac să nu mai fie vreodată tăiat, fără să se planteze alți trei în loc. Îți doresc o lume unde elefantul și leul, tigrul și orangutanul să poată trăi nestingheriți în sălbăticie, niciodată închiși sau ținuți prizonieri ca să ne putem amuza noi, ci lăsați liberi în păduri să cutreiere în voie pe câmpii și în deșerturi să-și ducă viața în pace. Căci noi doi am iubit împreună Mia și marea și copacii și sturzii sau mierele, oricum vrei tu să le spui, și râma care se zvârcolește și brosculța săltăreață și pământul fertil pe care îl sapi acum și luna, stelele, toată planeta noastră care se învârtește în spațiu. Așa că ai grijă de ceea ce am iubit împreună. Trăiește întotdeauna în ritm, în armonie cu pământul și atunci toate urările mele pentru tine se vor împlini și totul va fi bine. Dar totul va fi bine numai dacă noi facem să fie bine, micuța mie. Avem multe de vindecat și multe de iubit. Bunicul. Când termin de citit, ne ridicăm toți în picioare și spunem: Crăciun fericit, bunicule! Crăciun fericit tuturor! Apoi ne îngrămățișăm, cum spunem noi, stăm în cerc și ne punem brațele unul după altul. Întotdeauna îmi place să cred că bunicul e aici, în mijlocul cercului, cu noi. Aceasta a fost povestea de astăzi. Sperăm că v-a plăcut și vă dorim și noi Crăciun fericit! Să fiți cuminți ca la noapte să vină moșul!